piatră de pe inimă pentru că este un vis împlinit și îmi doresc să reușesc să fac rezultatele care le-am visat. Sunt o persoană foarte pozitivă, ambițioasă. Sunt o persoană care am crezut de fiecare dată în obstacolele care le-am avut în față. De fiecare dată am încercat să găsesc soluții. Să fiu foarte disciplinată, pentru că este foarte important pentru o sportivă de performanță. Este un sentiment aparte, este o presiune foarte mare, dar de fiecare dată am fost pregătită pentru orice obstacol, pentru presiunea care am avut. Am făcut față și sper că și de acum încolo să mă ambiționeze și să mă facă mult mai puternică presiunea care am de fiecare dată înainte de orice concurs foarte important. Un vis împlinit, bineînțeles, cred că nu aș putea exprima prin cuvinte ce ar însemna pentru mine, dar da, este o medalie mult prea așteptată. Este o medalie care nu s-a cucerit până acum la Jocurile Olimpice la tenis de masă. Mi-am dorit și îmi doresc din toată inima să fiu prima jucătoare care ar cucere o medalie olimpică.